Farul Constanța și-a luat din plin revanșa față de FC Hermannstadt. Cu o echipă lipsită aproape în totalitate de titulari, Gheorghe Hagi a dat lovitura la Sibiu, acolo unde a suferit o înfrângere drastică la finalul anului trecut. Marinarii s-au impus cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind înscris de Grameni, la doar câteva minute după ce a fost introdus în teren pentru prima dată în acest sezon competițional. Până la marcarea golului, gazdele de la Hermannstadt au controlat cea mai mare parte a partidei, însă Buzbuchi a prins o zi senzațională și s-a opus la toate ocaziile sibienilor. Sarabanda ratărilor a continuat și după gol, însă din nou golkeeperul Farului s-a aflat la post și a respins toate mingile trimise spre poartă. Acest lucru a fost remarcat și de Gheorghe Hagi la finalul meciului, recunoscând că elevii săi au avut și o doză mare de noroc. Am avut noroc. Eu zic că dacă au jucat bine, au avut ocazii, ne-au pus în dificultate, s-a văzut că sunt mult mai omogen ca noi. Eu am venit cu o echipă care, ați văzut, total schimbată de anul trecut. Jucătorii mai au nevoie de timp până se adapteze, să intre în jocul nostru, principiile noastre și... Da, trebuie să le dăm timp, trebuie să au și ei circumstanțele lor și prea puțin, 2 săptămâni, eu zic că sunt prea puțin. La ce-mi doresc eu și cum trebuie să jucăm noi. Dar e ok, e fantastic, am câștigat pentru că am trecut, am luat 4. Grație acestei victorii, Farul a bifat deja al doilea succes în 3 partide disputate în toate competițiile în noul sezon competițional. Pentru Marinari urmează acum o altă partidă dificilă, returul de marți cu Sheriff Tiraspol, din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal.